ați revenit la cele mai frumoase probleme de fizică. Problema de azi este o extindere a problemei din materialul precedent, numit viteză maximă. Găsiți linkul în descriere și vă recomand să urmăriți întâi acel material. Dar mai ales este rezultatul unei provocări pe care am lansat-o în acel material. Vă amintesc întâi enunțul problemei din acel material. V-am arătat atunci o metodă de a rezolva problema, iar în final am spus așa. În final vreau să fac o provocare. Problema mai putea să întrebe ceva. Unde se oprește pistonul? Care este distanța totală pe care cade pistonul? O întrebare mai grea. Și provocarea este să încercați să rezolvați această întrebare, să găsiți răspunsul la această întrebare. Pe ce distanță cade pistonul până când se oprește? Ei bine, cineva a acceptat provocarea, am primit rezolvarea pentru această întrebare, o rezolvare elegantă și frumoasă, bazată pe calcul integral, și am primit și permisiunea de a vă prezenta această rezolvare. Ea aparține domnului Albert Antonescu, pe care îl felicit și căruia îi mulțumesc pentru colaborare. Avem deci aceeași problemă ca problema din materialul precedent, dar care are acum o întrebare în plus, o întrebare suplimentară, cea pe care o vedeți scrisă cu roșu, și anume ce distanță parcurge pistonul până când se oprește, sau care este distanța maximă pe care o parcurge pistonul în cădere în cilindru cu azot. Să revedem și datele problemei. Cilindrul are înălțimea de 2 metri, are aria bazei, aria secțiunii de 100 cm pătrați, conține azot care în starea inițială are temperatura de 27 de grade Celsius și presiunea de o atmosferă, aceeași cu presiunea din exterior, presiunea aerului din exterior. Masa pistonului care cade în cilindru este de 50 de kg și mai știm că accelerația gravitațională are valoare aproximativă de 10 metri pe secundă la pătrat. La primele două întrebări am răspuns în materialul precedent, așa că vă voi prezenta acum rezolvarea domnului Albert Antonescu pentru a treia întrebare. Și pentru că nu este rezolvarea mea, vă voi arăta redactarea rezolvării și voi folosi tabla doar pentru explicații legate de modul de rezolvare, pentru ca și cei mai puțin familiarizați cu probleme de dificultate mai ridicată să înțeleagă rezolvarea. Azotul suferă în timpul căderii pistonului o transformare adiabatică, pentru că această cădere se realizează atât de rapid încât azotul nu are timp să schimbe căldură cu exteriorul. Și atunci considerăm că avem o transformare adiabatică din starea inițială caracterizată de parametrii P1, V1, T1 în starea finală caracterizată de parametrii P2, V2, T2. Și pentru că transformarea este adiabatică, putem folosi ecuația lui Poisson. P1 ori V1 la gamma este egal cu P2 ori V2 la gamma, așa cum vedeți scris în rezolvare. Gamma este exponentul adiabatic și are expresia CP supra CV, unde CP este căldura molară la presiune constantă, iar CV este căldura molară la volum constant. În acest desen, observați că starea a doua se realizează, așa considerăm noi, în momentul în care pistonul a căzut pe distanța H, iar înălțimea coloanei de azot în acel moment este notată cu Y. Și atunci putem considera că volumul inițial are expresia S ori H mare, aria secțiunii cilindrului înmulțită cu înălțimea cilindrului, pentru că inițial azotul ocupa tot volumul cilindrului, iar volumul final, corespunzător stării
în care pistonul a parcurs în cădere distanța h mic, este S înmulțit cu Y. Y fiind, așa cum vedeți în desen, înălțimea coloanei de azot în acel moment. Și atunci ecuația lui Poisson devine, așa cum vedeți, P2 egal cu P1 ori H supra Y la gamma. Dar Y se poate scrie ca diferența dintre H mare și H mic. Și atunci avem în final, pentru ecuația lui Poisson, forma P2 egal cu P1 înmulțit cu H mare supra H mare minus H mic, totul la puterea gamma, relație pe care am notat-o cu 1. Acum putem scrie ecuația principiului fundamental pentru mișcarea pistonului. Așa cum vedeți în desen, există trei forțe care acționează asupra pistonului. Există forța de presiune care apare din cauza presiunii exterioare, P1 ori S. Există greutatea lui, M mare ori C mic, și forța de presiune care apare datorită presiunii azotului din cilindru și care se poate calcula cu formula P2 ori S. Deci P1 ori S plus Mg minus P2 ori S este M mare ori A, A fiind accelerația pe care o are pistonul în acel moment. Și acum dacă folosim relația 1 pentru a substitui valoarea lui P2, obținem ecuația pe care o vedeți, din care putem obține apoi expresia accelerației pistonului în funcție de H mic. Expresie pe care am notat-o cu 2. Repet, este o ecuație care ne permite să calculăm accelerația pistonului în momentul în care a căzut pe distanța H mic, dacă știm, bineînțeles, cât este această distanță, H mic. Avem deci o funcție accelerație de H mic. Dar pe noi ne-ar ajuta să avem o funcție V de H mic. Să-i punem F prima, pentru că e diferită de cealaltă. De ce ar fi bună o astfel de ecuație? Viteza funcție de H mic. Pentru că noi vrem să găsim ce distanță parcurge pistonul până când se oprește. Așa că dacă am avea o astfel de ecuație, am pune condiția V egal cu 0 și am găsit valoarea lui H pe care o căutăm. Distanța maximă pe care cade pistonul. Ca să găsim o astfel de funcție, V de H, trebuie să avem o relație între accelerație, pe care o avem deja exprimată în funcție de H, și viteză. Această relație este formula lui Galilei, care spune că în mișcarea uniform variată, atenție, viteza finală la pătrat, V2 la pătrat, este egală cu viteza inițială la pătrat, plus de două ori accelerația înmulțită cu distanța parcursă. V1 este viteza inițială, și V2 este viteza pe care o are mobilul nostru, care se mișcă uniform accelerat, după ce parcurge distanța D. Noi am putea nota viteza inițială cu V, și pentru că ne pregătim să facem o integrare, viteza finală cu V plus DV. DV fiind variația infinitezimală a vitezei. Și atunci, formula lui Galilei devine V plus DV la pătrat trebuie să fie egal cu V pătrat plus de două ori accelerația ori, și acum să ne amintim că vorbim despre piston, în timpul în care viteza crește de la V la V plus DV, pistonul va parcurge o distanță infinitezimală, distanța totală notată cu H mic, așa că să notăm această distanță infinitezimală cu DH. Și acum, dacă ridicăm la pătrat, avem V pătrat plus de 2 ori V de V plus DV la pătrat este egal cu V pătrat plus de 2 ori A ori DH. Relația se poate reduce de V pătrat. DV la pătrat este practic 0,
pentru că e o variație infinitesimală, foarte mică, dacă o mai ridic și la pătrat, nu mai rămâne nimic din ea. Și obținem, după ce împărțim la 2, relația pe care o vedeți scrisă acolo, și anume V de V este egal cu A de H. Am notat această relație cu 3 și puteți vedea deducerea și în rezolvarea redactată pe care vă prezint. Acum putem substitui expresia accelerației, egalitatea 2, în relația notată cu 3 și obținem relația pe care o vedeți acum, care poate fi integrată, după cum vedeți mai departe. Ajungem la această expresie care conține limitele de integrare și în final ajungem la expresia pe care am notat-o cu 4, în care avem v pătrat exprimat în funcție de h mic, dar în dreapta avem încă o integrală. Să ne ocupăm de această integrală. Se vede că ea poate fi scrisă așa cum ne arată relația 5 și pentru că h mare minus h mic este y, putem face o schimbare de variabilă. Se vede odată că minus de h este egal cu de y, deci de h este egal cu minus de y, iar limitele de integrare sunt, dacă h are valoarea 0, atunci y are valoarea h mare, iar pentru valoarea h mic, y are valoarea h mare minus h mic. Și atunci, integrala din relația 4 devine cea pe care o vedeți mai departe, scrisă pe urmă cu limitele de integrare, și rezolvarea ei ne duce în final la expresia notată cu 6. Și atunci, dacă substituim această expresie notată cu 6 în expresia vitezei la pătrat, expresia notată cu 4, obținem în final această funcție de v pătrat în h mic, adică exact ceea ce doream să obținem. Am găsit, deci, până la urmă, această relație pentru v pătrat, care ne permite să calculăm viteza dacă îl cunoaștem pe h mic. Putem verifica dacă această relație este corectă sau nu, pentru că noi știm cât este viteza pentru două valori ale lui h mic. Și anume pentru h mic egal cu 0, știm că viteza este 0, pistonul încă n-a apucat să cadă, să coboare, și am văzut data trecută că pentru h egal aproximativ cu 0,5 metri, viteza este maximă și are valoarea aproximativ 2,24 metri pe secundă. Să vedem. Dacă h este 0, aici am 0, aici am 0, aici am h mare la gamma înmulțit cu h mare la 1 minus gamma, care înseamnă h mare, și h mare minus h mare este 0. Deci, într-adevăr, dacă h mic este 0, toți acești termeni sunt 0. Și viteza este și ea 0. Iar dacă veți face calculul dându-i lui h mic valoarea de 0,5 metri, atunci veți vedea că, într-adevăr, viteza o obțineți 2,24 aproximativ metri pe secundă. Și asta ne arată că formula noastră este probabil corectă. După această verificare, putem presupune că formula care ne dă pătratul vitezei este corectă, dar utilitatea acestei relații este aceea că ne permite să găsim valoarea maximă a lui h. Pentru că dacă punem acum condiția ca viteza să fie 0, obținem distanța maximă pe care cade pistonul, distanța pe care cade până când se oprește. Dacă punem această condiție în ecuație și dăm mărimilor din ecuație valorile lor, obținem, după ce împărțim la 2, relația pe care o vedeți acum, din care se poate obține ecuația 3h mic minus 13,2 pe lângă 2 minus h mic la puterea minus 0,4 plus 10 egal cu 0, pe care o vedeți scrisă și în rezolvare. Această ecuație are două soluții. Una este h egal cu 0. Soluție neinteresantă, pentru că știm asta. Când
pistonul era sus, încă nu începuse să cadă, viteza lui era 0. Dar a doua soluție, 0,9 metri, ne dă ceea ce căutăm. Aceasta este distanța pe care cade pistonul până când se oprește. Și am găsit răspunsul la întrebare, mulțumită domnului Albert Antonescu. Dar mai trebuie spus ceva, un lucru interesant. Avem o relație prin care putem calcula valoarea accelerației pentru un h mic dat, relația 2. Dacă vom calcula valoarea accelerației pentru h mic egal cu 0,9 metri, vom vedea că obținem o valoare nenulă. Accelerația nu este 0, obținem o valoare negativă. Domnul Albert Antonescu, a cărui frumoasă rezolvare tocmai v-am prezentat-o, a făcut acest calcul și a găsit că în momentul opririi pistonului, acesta are o accelerație de aproximativ minus 16 metri pe secundă la pătrat, adică orientată în sus. Oare de ce? Pentru că în momentul opririi pistonului, acesta nu este în echilibru. El va începe să se miște în sus, pentru că presiunea sub el, presiunea azotului din cilindru, este mult mai mare decât cea necesară pentru echilibru. Știm că poziția de echilibru s-a realizat atunci când h mic avea valoarea 0,5 metri. Dar ajuns acolo, pistonul a continuat să coboare din inerție și a comprimat în continuare azotul. Și din această cauză, în momentul opririi, pistonul nu este în echilibru. Ceea ce se va întâmpla este apariția unor oscilații pe verticală ale pistonului. Adică pistonul cade până la H egal cu 0,9 și apoi încep niște oscilații amortizate. Amortizate pentru că de aici încolo nu mai putem neglija pierderile de căldură. Însă aici lucrurile se complică foarte mult pentru că poziția de echilibru pentru oscilații se schimbă în timp în funcție de viteza cu care sistemul schimbă căldură cu exteriorul. Închei aici analiza acestei probleme, încă o dată cu mulțumiri domnului Albert Antonescu și cu felicitările de rigoare. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!